Avem așa, un slogan. Un slogan, domnule Nazare, care sună în felul următor. Poate telespectatorii mei nu-l cunosc. Sloganul domnului Nazare spune așa: tu cu mine suntem unul. Domnule Nazare, ce slogan e ăsta? Cum adică tu cu mine sau eu cu dumneavoastră suntem unul? Cum? Eu înțeleg că sunteți necăsătorit, dar totuși chiar așa cu tot sectorul? Sau cum? Părând? La grup? Separat? Doamnă, vreau să explic acest lucru. Mă bucur într-un fel că suscită interesul publicului, ceea ce este bine. În orice caz, ceea ce vreau să spun este că esența, practic, întregului program al meu se referă la un parteneriat cu locuitorii sectorului 1. Tu cu mine mie vine să zâmbesc. Sigur, sigur, evident. Sună a împreunare, poate vă împreunați cu tot sectorul, aici era. Doamna Rifai, nu cred, nu știu, poate asta e interpretarea dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, un adevărat primar trebuie să se identifice cu nevoile sectorului. De domnule Nazare, vă doriți să fiți primar? Vă doriți să fiți primar? Sigur că da. Ce înseamnă, ce este acela un document? La ce vă referiți? Un document? Un document. Ce calitate? Un document administrativ, domnule Nazare. Ce înseamnă un document? Definiți-mi documentul. Ce fel de document? Ce document, document, domnule Nazare, ca și cum aș întreba ce în o stradă. Ce înseamnă un document? Ce îi vine primarului la semnat? Documente. Ce e acela un document? Da, un document e un act. Ce fel de act? Un act administrativ. O solicitare. Și cum arată actul administrativ? Cum arată un document? Ce înseamnă o solicitare? Un document? În care, cum arată documentul? Păi depinde ce fel de solicitare este. Depinde de la ce compartiment, din ce serviciu, de la ce birou, din ce direcție Domnule pleacă. Nazare, în administrația publică, documentul își are propria lui definiție. Și documentul este documentul pe care unul din multele documente pe care le veți avea în față dacă veți ajunge primar. Sigur. Eu vă da. Întreb, ca om care își dorește să ajungă în primărie, ce înseamnă un document? Definiți-mi ideea de document. Mi-a spus până acum că este un act. Corect, mergem mai departe. Un act de care? E un act emis de o autoritate. Care de o autoritate executivă sau deliberativă. Autoritatea primarului este autoritatea executivă, autoritatea Consiliului este autoritatea deliberativă. Eu v-am întrebat cum arată documentul. Cum arată un document? Ce este acela? Un act, mi-a spus. Da, un act care da. Cum arată? Ce face actul acela? Reglementează o situație de interes public. Și ce se mai întâmplă cu documentul? Am înțeles. Nu, eu vă rog să mergeți la... Dacă puteți să-mi specificați mai multe despre ce tip sau emitentul documentului, pot să vă îl descriu, să știți. Pentru că din experiență mi-ar fi plăcut să-mi am văzut așa, foarte multe documente. Că un document este un act oficial care poartă antet și semnătură și că un document este actul acela prin care se adeverește, se constată sau se preconizează un fapt, se conferă un drept sau se recunoaște o obligație, dar era obligația noastră, domnule candidat la primăria sectorului 1, Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, aceasta este o definiție completă, comprehensivă. Domnule Nazare.